De întâi mai polul distracției fără inhibiții se mută la Vama Veche, așa că zilele acestea stațiunea tinerilor începe încet încet să se trezească la viață. Dintr-un capăt în altul se lucrează la terase și restaurante. Hotelierii și proprietarii de pensiuni renovează unitățile de cazare și pun la punct ultimele retușuri pentru primul val important de turiști din acest an. Doar muncitorii sparg acum liniștea și pacea din Vama Veche. Proprietarii de pensiuni se pregătesc pe ultima sută de metri să-i primească pe turiști. În această pensiune toate locurile au fost deja ocupate. Iar în altele rezervările s-au făcut încă din ianuarie. Stadiul pregătirilor este gata în proporție de 95%. Nu mai avem decât de amenajat piscina, de curățat și suntem gata. Primii oaspeți avem începând de joi, săptămâna aceasta. Prețul pentru un pachet de 3 nopți este de 1600 de lei, cu mic dejun inclus. Foarte multă lume a rezervat deja din ianuarie absolut tot ce aveam noi disponibil. Au crescut prețurile față de ani, nu cu mult față de anii precedenți, dar pentru că au crescut utilități, prețuri, absolut toate, au crescut cam cu 20%. La Săteni există însă camere și cu 100 de lei pe noapte. Se știe că în mod tradițional vamaioții nu sunt foarte pretențioși. N-ar face cale întoarsă și nici nu ar strâmba din nas, chiar dacă poate nu va fi totul gata până la 1 mai. Vreme bună să aibă, că pe nisip este loc destul. Ce găsim în vamă? Atmosfera de vamă. Astăzi nu prea este, se pare că lumea deja a plecat acasă. E un pic trist, mă așteptam să fie un pic mai multă atmosferă, mai multă lume. Meteorologii au și ei vești bune. În mini-vacanța de 1 mai vom avea soare și temperatură aproape de 20 de grade Celsius. De 1 mai avem deschise pe litoral în jur de 100 de metri de cazare, deci noi suntem pregătiți să primim ca în vremurile bune, ca în 2019, în jur de 25-30 de mii de turiști. Tărâmul distracției își va deschide porțile pe 27 aprilie, iar Vama va deveni kilometrul zero al petrecerilor care se vor ține lanț 3 zile și 3 nopți. Aproximativ 10 mii de turiști sunt așteptați în stațiune de 1 mai.